Hello! Noi suntem Geo și Andreea, iar astăzi vom povesti cu Sebastian Coțofană, pe care probabil îl știți de la radio sau de pe YouTube, unde prezintă emisiunea Poliția Muzicii. Bună, Sebi! Bună, Geo și Andreea! Ne bucurăm că ești azi aici cu noi, la Prime O'Clock, un podcast cu și despre comunicare. Bună, mersi! Nu știu cum să stau cu voi, stați foarte frumos, așa? Cât mai comod! Și la poziție. Da, mulțumesc că super mult că m-ați invitat! Tu ce faci, cum ți-a fost ziua? Mă bucur foarte mult că ați pus vodka în această cană. Lumea o să crede că e apă sau suc, dar vă mulțumesc foarte mult că e o combinație perfectă. Adică exact cum se face un cocktail adevărat. Da, da. Îți mulțumim că ai dezvăluit secretul. Mm-hmm. De asta ne simțim atât de bine. pentru că vrem să demonstrăm că 20 de secunde nu înseamnă deloc puțin în domeniul comunicării. Vrem să știm cine este Sebastian Coțofană în 20 de secunde. Când începe? Acum! Sebastian Coțofană în 20 de secunde. Un clasic în viață, duce de al cetății Tomis, vânzător de mâncare de pisici și vorbitor la radio. Și s-a terminat timpul? Au trecut 20 de secunde? Mai, YouTuber? Mai... YouTuber? Gata! Stop! Perfect! Ok! Te-ai rezumat bine în... Da? Eu așa zic! Bine! Hai să vedem! Să trecem la întrebări. Există un om sau un moment care te-a făcut să fii omul de astăzi? Nu. Unul singur sau un singur moment. Adunate așa, puțin din fiecare, puțin din oamenii pe care i-am cunoscut, din ce am învățat de la e-mail, ce am învățat la școlile la care am fost și noroc. Nu știu, da. Sau altfel spus, crezi că este o persoană care te-a ajutat pe tine să te dezvolți și să ajungi în punctul ăsta profesional? Nu e doar o persoană. N-am avut, să zic, un mentor. Eu m-am ajutat cel mai mult, profitând de niște oportunități, niște contexte în care am fost. Cam asta. Okay. Știm că ai terminat Facultatea de Comunicare și Relații Publice la SNSPA. Uh-huh, uh-huh. De ce specializarea asta și nu alta? Sincer, a fost așa o alegere pe fugă, pentru că deja trebuia să depun înscrierile. Dosarul. Știi cum se făcea cu dosarul? Și cumva renunțasem, mai mei sunt medici toți, și eu renunțasem la ideea de a învăța foarte mult. Și ei știau chestia asta și nu au avut absolut nicio problemă. Și de fapt, sugestia a fost a maică-mii, care a spus: băi, uite, nu știi exact ce vrei. Eu mă uitasem pe la SE, pe la niște... căutam niște facultăți cu o latură mai umană, așa. Pentru că eu scriam foarte frumos când eram în școală. Cred că vorbeam frumos, că mama asta mi-a zis: băi, uite, tu te pricepi așa, vorbești frumos, scrii frumos, n-ai vrea să faci o facultate de comunicare? Și ce presupune asta? Ce materie au ăștia? Și mi-a arătat așa, culmea, mama se uitase. Zic: bă, hai că sună bine, asta o facem. Și gata. Adică, cumva, simți că mi s-a potrivit din start. Deci nu regreți că ai ales să comunicați? Niciun caz. Nu. Cea mai bună alegere. Deci mama ta a fost omul potrivit la momentul potrivit, cu decizia ei, potrivită. Clar, da. Ai fost plecat și cu Erasmus, în timpul facultății. Recomanzi asta studenților? Eu am fost plecat cu Erasmus în timpul masterului. Okay. Master care oricum la noi era tot la SNSPA. Uh-huh. Un fiasco, o caricatură de master comunicare audio-video. Și tocmai cu atât mai mult am zis: bă, decât să stau să-mi pierd timpul aici, hai să fac... altceva. Uh-huh. Și îmi doream foarte mult experiența asta și bine am făcut și că m-am dus la masterul ăsta de la noi ca să pot să am experiența de a pleca în Erasmus și de a putea pune după aia în balanță experiențele și sistemul de învățământ de la noi, sistemul de învățământ de la ei. Și cum a fost? În ce țară ai fost? În Germania am fost eu. Nu mi-am dorit neapărat în Germania. Îmi doream, atunci maică-mea se mutase în Franța și îmi doream să mă duc la Lyon. Numai că eu nu învățasem franceză niciodată în școală și când m-am dus să depun dosarul pentru Erasmus, mi-a zis tipa de acolo de la bibliotecă: bă, da, ar trebui să spui și o a doua opțiune. Că nu știi dacă ei, dacă nu, eu habar n-aveam că se poate pune a doua opțiune. Zic: ia, ce aveți? La fel. Ce mai e? Ce-a mai rămas pe galantar? Și a zis că, nu știu ce, Germania, niște Lituania, niște Spania. Și a zis: bă, vreau Germania, că...
rupeam cât de cât un pic de germană și am zis că din ce mai țin aminte în școală, zic, bă, cum cu ocazia asta perfecționez și vocabularul, dar mi-am dorit mult să-i văd cum sunt ei așa ca popor, pentru că se spun foarte multe lucruri despre ei, că sunt civilizați, ordonați, punctuali, roboți, ingineri și așa mai departe, oameni reci sau... Și m-a plăcut să-i descopăr. În 6 luni, cred că am reușit să-i descopăr cel puțin în zona în care am stat eu, că și ei foarte diferiți, cum sunt olteni, moldoveni, ardeleni, au și ei. Na. Deci ți-a plăcut cumva? Foarte mult. Cea mai bună experiență pe care o puteam face pentru mine în timpul facultății, da, în timpul facultății, să plec cu Erasmus. Ce diferență ai văzut în sistemul ăsta? A, deci da, trebuie să stăm să vorbim 3 ore despre asta. În primul rând că felul în care abordează profesorii temele și elevii, ca să vă faceți o idee în mare, noi aveam marțea, parcă, o seară în care se ieșea la bere cu profesorii. Niciodată nu vorbeam cu ei cu dumneavoastră. Puteai să le vorbești dacă voiai tu, dar nu își cerea nimeni. Adică era Franz, era Thomas, era cum îl chema pe fiecare în parte. Bineînțeles că nu se sărea calul. Acum dacă vorbim la pertu, ne și înjurăm sau mai știu eu ce. La fel cum nici nu ne puneam în cap, nu ne omoram de față cu ei când ieșeam la bere. Chiar dacă ei permiteau chestiile astea, exista o limită, exista o barieră așa, în respect. Asta o dată. Și doi, ca materii, în prima zi de școală, profesorul nostru îndrumător a venit cu 6 foi capsate, 12 pagini, și alea erau materia pentru tot anul. Și pe parcursul anului, la materia respectivă, am făcut tot felul de jocuri, tot felul de chestii aplicate în clasă. Nu știu, de exemplu, stăteam în cerc și făceam tot felul de jocuri, aveam diferite roluri. Tu erai manager, tu erai assistant manager, tu erai nu știu ce și trebuia să rezolvi o situație fictivă. Să zicem, ba, chiar mai venea la un dat, a pus un cerc în mijlocul, a pus o sfoară în mijlocul clasei, în sfoară a pus o găleată întoarsă invers, un pahar pe ea, ne-a mai dat nu știu ce instrumente pe acolo și dându-ne niște funcții din astea în cadrul organizației, trebuia să luăm paharul de pe găleată fără să intrăm în cerc și fără să-l vărsăm. O prostie, îți dai seama că noi am râs, ne-am distrat, fiecare venea cu câte o idee la ala, până la urmă vărsai paharul ăla, nu îl vărsai, dar la el la sfârșit zicea, bă, ce-ați făcut voi în cadrul unei organizații să ți-l aduce așa. Și venea cu teoria nu știu care a comunicării, iată, colaborare la ala acasă. Bă, și era super fan, adică eu am fost întotdeauna, mă rog, din liceu să zicem, ăla care nu ajungea la prima oră. Și la facultate, și la, am profitat mereu că ai mei erau doctori și nu dau scutiri, bă, nu puteam să mă trezesc. Și nici nu mă făcea nimic să mă trezesc. Ei, acolo niciodată nu s-a întâmplat să nu mă duc dimineața la 7 la școală, pentru că era, îmi doream să fiu acolo. Îmi doream. Și totuși nu te-ai gândit deloc să rămâi acolo, să profesezi? Ce? Nu. Nu, că ai eram vrut să te întorci acasă. Era așa o chestie, eram deja la radio, aveam locul la radio, îmi plăcea ce făceam și am vrut să... Continu. Am înțeles. Plus că e destul de greu să fii singur în străinătate, știi? M-am înțeles super bine cu toată lumea, am avut un colectiv foarte tare, dar parcă tot nu e așa ca între prietenii tăi cu... Da. În fine, e alt feeling. Dar crezi că, nu știu, experiența asta pe care ai avut-o tu în Germania, facultatea, te-a ajutat cumva să devii un specialist în comunicare sau... Da, că am văzut și alte abordări de pe acolo, am văzut. Ideea de a cunoaște o altă cultură și de a cunoaște, să fie așa printre studenți internaționali, să afli cum e în Spania, cum e în Malta, cum e în Belgia, să vezi cât mai mult, să călătorești cât mai mult, să vorbești cu cât mai mulți oameni, da, te face cu siguranță un comunicator mai bun. Okay. Aplici informațiile pe care le-ai învățat din facultate în jobul pe care le-ai acum? Mie mi-a zis un prof, am mai vorbit la un moment dat despre el, nu mai știu când, din păcate i-am uitat numele, era un prof foarte tare la comunicare aici la SNSPA, frumos din partea mea ar fi să mă uit la un moment dat să-l caut, să văd cum îl cheamă. Nu reușeam să ajung la orele lui și când ajungeam la orele lui, era plăcută ora, tot așa era, trebuia să facem tot felul de articole, de situații, de, în fine.
Și când ajungeam la ora lui, de obicei îmi făceam cu o oră înainte și eu repede ceva pe genunchi. Dar ce i-a plăcut și lui foarte mult, nu știu ce trebuia, ce exercițiu aveam la un moment dat, să facem un eveniment, să ne imaginăm un eveniment, o organizare de evenimente, ceva, în fine. Și eu am scris acolo o idee care îmi venise repede, numai că atunci când am prezentat-o clasei, s-a râs foarte mult. Și proful lui plăcea foarte mult de mine pe tema asta și mi-a zis, se vede că ai făcut-o pe genunchi, se vede, da, ai prezentat-o frumos, ai livrat-o frumos. Da. E, și m-am întâlnit la un dat cu el odată în metrou și i-am zis că îmi pare rău una, că nu prea ajung la ore, că mai eram și cu, lucram deja la radio din facultate. Și doi, că nu-mi dădusem interesul foarte mult. Și a zis, fii atent că tot ce faci în facultate, lucrurile pe care le înveți, ai văzut, aveți cursuri de 200, 300, 400 de pagini, le vei uita în 6 luni, le vei uita nici măcar, le vei uita după examen. Și a zis, cu ce te ajută foarte mult facultatea asta, este networking-ul, pentru că într-adevăr eram 400 de oameni și cred că 20% și acum sunt în domeniul ăsta al comunicării, relațiilor publice și așa mai departe. Deci vei avea niște conexiuni și vei ști întotdeauna, în momentul în care ai nevoie să cauți ceva, la cine să... în ce carte să cauți. Ai în cap niște titluri de autor. Știi la ce... Bă, ți-a arătat unde e BCU-ul ăla. Ți-a arătat, adică știi câteva site-uri. Da. Ai, câtva, ai cumva niște referințe. Și ai zis, asta contează cel mai mult. În rest, și-au dreptate. Da, nu pot să spun. Acum aș pica cu brio toate examenele pe care le-am dat în facultate. Cum probabil că aș pica și examenul de șofer. Și... Na. Poate că de unele lucruri nici nu-ți mai dai seama. Le faci cum trebuie, exact, dar nu știi să le mai verbalizezi, să zici de ce, cum. Sunt ca un reflex așa. Păi și de ce radio și YouTube de la comunicare și relații publice? Radio că s-a evit oportunitatea când eram în facultate, că mi-a plăcut ideea. Și YouTube, pentru că lucram deja la radio, dar era prea puțin. Aveam o emisiune de noapte și nu prea aveam ce face toată ziua. Eram și pe un fus, că eu lucrând noaptea la radio, dormeam până târziu, toți ceilalți munceau, adică nu prea mă sincronizam cu nimeni. Și atunci începea YouTube-ul să explode, crească și la noi. 2012, cam așa. Erau foarte puțin. Și am început, a zis, bă, am nevoie să fac ceva pe YouTube. Dar a durat vreo jumătate de an până mi-am dat seama ce trebuie să fac ca să ieși în ori. Până ți-ai adunat ideile, inspirația. Da, da, vreo jumătate de an a durat. Și s-a nimerit. De fapt, eu îmi doream să fac chestia asta cu radio, cu YouTube, televiziune. Dar cum reușești să găsești un echilibru între cele două? Acum, ca mai multă experiență, e mai ușor. La început era greu, pentru că la radio, la 7 dimineața, ai un public de părinți care își duc copii la școală, care sunt interesați de știri, de realitățile astea sociale, de ce oameni mai mari. Și pe YouTube era o zonă mai de entertainment, mai superficială. Și era, e greu să-ți dai seama ce interesează. Adică degeaba vorbesc eu la radio despre un challenge de pe YouTube care poate acolo e relevant dacă vorbesc despre el sau despre mai știu eu ce joc, dar în partea asta la altă nu. Știi? Și iarăși sunt o grămadă de lucruri de care trebuie să ții cont. Că da, poate vorbești de lucruri, habar n-am, care sunt interesante pentru puși de 17 ani, 19, 16 și poate aia îți vin la radio. Dar în același timp aia nu sunt audiență plătitoare pentru radio. Și, mă rog, a fost o perioadă în care mi-a fost foarte, foarte greu să-mi dau seama ce ar trebui să fac și colo și colo, să găsesc un echilibru. Cred că l-am găsit, nu știu dacă l-am găsit. Dar... Din moment ce încă sunt și colo și colo, înseamnă că l-am găsit. Privind acum situația, care dintre cele două crezi că te reprezintă pe tine mai mult? Unde îți place mai mult? Na, nu aș putea să spun. Mie mi-ar plăcea să le fac în continuare pe ambele. Mi se pare că radio mi se potrivește, așa mi se pare mie. Pe YouTube îmi place pur și simplu să fac lucruri, dar e și satisfacția că ești cunoscut vizual, știi? Da, nu, îmi plac amândouă, nu aș putea să-ți dau un răspuns. Dacă tot am deschis subiectul ăsta cu YouTube, consider că a reprezenta un intro în domeniul ăsta al comunicării pentru cei pasionați? Ce înseamnă? Cum adică să fie un intro?
Pentru o lansare, da. Odată ce ajungi pe YouTube, pe Instagram, pe orice platformă unde ai credibilitate și o comunitate, la un moment dat când ajungi să ai sponsorizări, să ai tot felul de colaborări, tu te vei întâlni cu niște agenții, cu niște oameni care asta fac. Și atunci tu ar trebui cumva să fii pregătit și să vorbești limbajul ăla de agenție. Că dacă ăla spune ție de un brief, dar tu nu știi ce e la un brief, dacă, nu știu, au tot felul de, da? Au workflow-ul lor, au felul lor de a trimite mail-uri, de a, trebuie să cumva să știi chestiile astea. Și cred că da, după ce ajungi să te lovești, să interacționezi cu oamenii ăștia, înveți de la ei și da, cred că după aia poate deschide drumul către, eu știu, un post de account dacă nu mai vrei să fii creator de conținut. Sau poate copywriter, sau poate, dar sunt o mulțime care fac și YouTube și sunt în agenții. Tocmai, prin conexiuni. Da, pentru că la un moment dat ajungi să lucrezi împreună, doar îți dorești asta. Da. Cum vezi tu în prezent relația dintre radio și platformele astea de streaming audio? Crezi că se contopesc sau una din nou, ele ia amploare? O să vedeți că acum voi probabil că sunteți studente, da, sau ați terminat, sau oricum aveți timp să vă faceți playlist-uri, aveți timp să vă uitați pe Netflix, aveți timp să faceți o grămadă de chestii. În momentul în care, și vă uitați, cum pare că vă uitați foarte puțin la televizor, nu-i așa? Da. Mm. În momentul în care o să aveți un job, un soț, doi copii, un câine, nu o să mai stai să-ți faci 15.000 de playlist-uri. Și atunci, eu cred, asta e teoria mea, că te vei orienta totuși în mașină către radio. Dă-i mă pe ceva acolo, că oricum urlă la spate și nu înțeleg nimic, numai să nu-l mai aud. Vei face, nu știu, vei pregăti, vei face treabă prin casă sau asta. Nu vei mai sta cu nasul Netflix ăla, vei da pe un TV ceva care îți dă, așa cred eu. Deci cred că e loc pentru platforme de muzică, pentru radiouri în continuare. Sunt radiouri care se contopesc cu platformele de muzică. Ce nu vor avea platformele față de radio? Entertainmentul ăsta din spatele radioului și conexiunea pe care o ai cu ascultătorii fideli. Emoțiile prin care treceți împreună de o grămadă de situații, mai știu eu, de la radio, de ziua mamei, de ziua națională, momente în care un invitat îți cântă ceva absolut superb și mulți ascultători îți dau mesaje plângând, știi? Adică sunt niște emoții pe care n-o să le, nu știu cum ar putea să le producă platformele ca Spotify sau mai știu eu ce, pentru că nu, ele nu sunt cu totul în viața ta acolo. Da. Eu când vorbesc la radio cu cineva, ăla poate fi la volan, poate fi la serviciu, poate fi pe budă, dar atunci vorbesc cu el și știu exact ce face atunci și el îmi spune exact ce face atunci și profit de exact momentul ăla. Știi? Da. Deci cred că e loc pentru toată lumea. Cumva depinde și de publicul țintă, nu? Cum îl... Ce-ți dorești, radio-ul, da, targetează presupun alt public și platformele... Da, normal. Apropo de ce spuneai și tu. Radio-urile între ele targetează, clar, public diferit. Unele sunt de știri, unele sunt de muzică romantică, unele sunt de hituri, unele sunt de... Acum... Și din câte ai observat tu, crezi că tinerii încă se mai îndreaptă către o carieră spre radio sau mai degrabă... Nu se îndreaptă. Nu, foarte bine. Asta o să am eu de muncă până la 180 de ani. Aleg mai degrabă partea asta de YouTube, de social media... Cred că radio nu mai e la fel de sexy pentru tineri, deocamdată. Dar asta nu înseamnă că nu va reveni. Până la urmă, radio, de când există, orice formă de comunicare e acolo, și va rezista mereu, că nu trebuie mare tehnologie pentru un radio, da? Poate să vină nebunul ăla să dea cu bomba și un radio va exista tot timpul. Pe când Netflix-uri și platforme, servere și așa mai departe, baft. Radio nu cred că va muri vreodată, doar că nu. Poate că e nevoie de o
super generație de aur ca la fotbal, care să facă radio din nou sexy pentru tineri. Și crezi că se va întâmpla asta? Nu cred prea curând, pentru că e nevoie de foarte mulți bani pentru asta. Adică foarte mulți bani să faci un radio pe care vrei să-i scoți înapoi și e foarte greu în momentul ăsta să scoți banii înapoi. Adică e greu să te bați cu toate astea alte media noi. Legat de canalul tău de YouTube. Da. Cu ce gânduri? Nu știu, ai pornit cu gânduri de distracție? Ai zis că o să fie fun? Sau te-ai gândit că o să faci un job, un mini-job din... Nu, eu am vrut asta întotdeauna să mă știe lumea, să fiu cunoscut, să fiu celebră, de mic. Și voiam chestia asta când eram foarte mic, dar asta mi-am dat seama târziu. Când eram foarte mic, voiam să fiu fotbalist tocmai din cauza asta. Tocmai pentru asta. La un moment dat, foarte puțin, eu n-am avut neapărat un magnetism așa cu radio, că sunt unii oameni care lucrează la radio, care asta au făcut de la 12 ani, 13, 15 ani. A fost un moment în care mi s-a părut foarte interesant. Eram foarte mic și se transmitea, voi nu cred că aveți din să știți, și se transmitea, tu știi că se transmitea matinal pe ProTV, matinalul de la ProFM, cu Dobrovolski și cu Wilmark, știi? Noi eram foarte mici. Noi nu eram. Voi probabil că nu erați, dar erau ei foarte haioși, foarte naturali așa. Și o oră din matinalul lor era și pe TV, ceva de genul 90. Și atunci stăteam și mă uitam ca prost, nu înțelegeam nimic, dar mi se părea cool, mi se părea foarte mișto. Mai a avut un moment în care urmăream pe Andreea Esca zicând știrile, că nu, în capul meu nu prea se lega. Cum zice așa, bă, dar citește de undeva sau cum știe ea? Și repetam după ea, ca papagalul. Și după aia mi-a trecut, dar ideea e că mi-am dorit să mă cunoască lumea și când am făcut canalul ăsta de YouTube, știam că la un moment dat o să iasă. Nu știam cum, dar știam că o să iasă. Acesta a fost primul gând. Da. Voiam să mă știe lumea, să fac bani din asta. Nu am vrut să mă distrez neapărat. Să mă și distrez, da. Ai menționat televiziune. De ce nu te vedem și pe tine acum? Păi pe mine mă întreb. Întreabă-i pe ăștia care fac canale pe la televiziune, pe la... care își caută prezentatorii, nu știu, nu m-a întrebat pe mine. Am fost și eu, am fost. Pe aici, pe acolo am avut mici proiecte. E ok, cred că mai ai timp. Și dacă nu, e ok. Poate o să iei locul Andrei într-o zi și... Da, o să și tu la fel, nu? Adică, dacă stai să te uiți așa... Rezolvăm și la culoarea părului și e tot ok. Să revenim la partea de YouTube. Așa. Cum a început mai exact poliția muzicii? De unde până unde? Am zis asta de 100 de ori. De ce nu ați căutat pe net? Vrem să ne spui și aici. Cum spuneam, lucram la radio, dar prea puțin și nu prea aveam ce face. Și mi-a venit ideea asta în vreo 6 luni de uitat la Ray William Johnson. Nu, cred că știți voi cine e Ray William Johnson, am sigur. Ăla a fost YouTuber, a fost cel mai șmecher din America și a și dispărut de nu mai știe nimeni de el. Ești nebun la cap. Așa. Și ala făcea, comenta clipuri amuzante. Am zis, bă, n-am cum să fac același lucru, dar trebuie să fac ceva al meu. Și de-aia zic, am stat vreo 6 luni până când m-am uitat la el și mă gândeam ce să fac. Până într-o zi când știam că trebuie să se lege cu radio, că eram deja la radio. Și într-o zi am văzut, mă uitam la un clip și am văzut o greșeală în clip. O greșeală de vestimentație, de ceva racord, nu mai știu. Și atunci am zis, asta trebuie să fac. Și bam, și m-am apucat. Atunci m-am apucat, am scris atunci, cred că în câteva ore am scris. După aia l-am găsit pe colegul meu cu care filmez și astăzi. Cumva întâmplător ne-am găsit, că nu îmi permiteam aparatură și așa mai departe și nici nu știam. Și oricum am știut de la început că nu, o să, că nu vreau și că nu o să am timp să și editez, eu să și filmez și așa. Și până la urmă s-a legat. Dar ai avut vreodată probleme, conflicte cu persoanele publice pe care le-ai comentat în edițiile de la conflicte poliție? E mult spus. Da, au mai fost. Da, chestii de genul, da, niște mici. Bă, că de ce? Bă. Adică au fost oameni care au luat-o personal cumva. Da, da, au fost, da. Și cum le-ai remediat? Sau cum le-ai gestionat? Pur și simplu am discutat dacă era cazul și dacă erau oameni cu care se poate discuta. Sau le-am lăsat așa.
Că nu, e nicio problemă. Okay. Adică nu, că am relații de prietenie, de cunoștințe cu mulți, majoritate. Foarte mulți dintre ei. Și dacă nu le, dacă nu le se pare corect ce am spus, mie mi se pare corect să mă contrazică sau să mă atragă atenția, să mă tragă de urechi. E ok, e, nu e, ne, nu moare nimeni. Ce? Acum, apropo de poliția muzicii, îl cunoaștem pe Sarsailă, care este foarte îndrăgit pe YouTube. Da. Când ți-a venit ideea să-l faci fix pe el imaginea totul a venit, emisiunii? E, totul a venit natural. Că el era acolo. Și nu puteai să faci chestii de el, că se urca pe acolo, pe acolo. Bine, dacă tu vrei, hai așa. Și da, după am văzut că lumea... bine, era, e și simpatic. Și expresiv. E foarte expresiv. Da. De multe ori, adică de cele mai multe ori stă cum îl pun și așa, e funny, da. Și am zis, bine, hai să-l facem pe Sarsailă, să fie cât mai prezent. Acum, în ultima perioadă, nu a mai fost chiar așa prezent, că el stă la studio mai mult. E pisicul studioului, nu e al meu de acasă. Și atunci, nu știu, iarna îl mai ținem pe acasă și nu îl cărăm mereu pe drumuri să-l chinuim, mai ales că nu prea îi place cu mașina. Se mai întâmplă vara, îl ținem la studio, dar el se duce pe străzi și îl găsim, poate nu îl găsesc când filmez, știi? Deci nu este un membru serios al echipei, e, își face programul cum vrea e el. E șeful și atunci, da, stai seama. Numai că nu i-am schimbat, adică acum eu primesc poze, de exemplu, cu Sarsailă de pe stradă. De la oameni, le primesc pe Instagram și, sau pe Facebook. L-am găsit pe Sarsailă pe stradă. Ce drăguț. Că îl mai recunoaște lumea, știi? Da. Ne-am gândit, bă, dar dacă îl fură cineva? Bă, dacă se întâmplă ceva. Dar pe de altă parte, el așa a crescut de mic. El a avut curte, a ieșit pe străzi, s-a bătut cu toți câinii din cartier, a venit mușcat, tăiat. Nu poți să-i schimbi, acum să-l chinui, să-i schimbi stilul de viață? Că el e... Na, asta îi place lui. Și am zis, bă, îl ținem așa și așa, acum îl mai protejăm, că na, are și el o vârstă, are 12 ani. Și na, trebuie să avem grijă de el. Probabil că la un moment dat îl vom retrage de tot de la studio, să stea mai mult acasă. Îl scoateți la pensie. Da. Mi-e frică să nu-și piardă din reflexe, din auz, să dea mașina peste el, știi? De asta mi-e frică. Să-l prindă vreun câine, că nu-l aude, nu mai e la fel de abil. De... Na. Da. Da. Dar oricum, e o pisică neagră care mie mi-a purtat noroc. Culmea. Și asta a fost ideea mea. Acum am deschis un pisimol, care e sarsailă.ro. E un magazin numai pentru pisici. E singurul mol pentru pisici din România. Majoritatea sunt pet shop-uri, vând pentru toate animalele. Eu am zis, hai să facem unul doar pentru pisici. Mi s-a părut drăguț să leg, că și asta a venit natural, adică nu m-am apucat să-mi fac service auto, nu avem nicio treabă cu chestia asta. Mie pisicile mi-au plăcut dintotdeauna, am avut acasă două pisici, mă rog, până am plecat, după aia au rămas la ai mei, care au trăit 21 de ani fiecare. Și am zis, bă, hai să facem asta. Și mi se pare și drăguț. Și dacă să te uiți și business-wise, cele mai vizionate clipuri de pe internet și așa mai departe sunt cu pisici. Da. Adică pisicile trebuie să vândă. Și a prins, crezi că a prins business-ul ăsta tocmai datorită faptului că Sarsailă este cunoscută? Ei, a ajutat. Că a ajutat. Una e să pleci cu, să-ți faci un magazin online de căni sau mai știu eu, și să n-ai pic de expunere. Și una e să iei, pleci la drum totuși cu niște sute de mii de urmăritori, abonați pe YouTube, pe Instagram și așa. Da, pe termen lung, tot va trebui să te folosești de instrumentele clasice, de marketing, vânzări și așa mai departe, promovări. Na. Dacă tot ai menționat de chestia asta, am văzut că ești activ și pe social media. Cum îți alegi campaniile pe care le faci? Campaniile cu ce? Cu eventuale branduri. Păi să... Stai că mă gândesc acum, au venit la un moment dat de curând la mine o firmă cu creme de depilat pentru bărbați. Ești nebun la cap. Cremă depilatoare sau cum îi zice. Da. Bă, în primul rând, eu nu am păr. Adică nu pot să mint, frate, că nu crește nici la 30 plus. Nu-mi crește păr pe piept. Ce să mă duc? Să-i zic, mamă, ce bună e când
Eu abia, cred că de un an așa, mi se mai completează și mie pe aici și tot nu-i întreagă barba, știi? Adică, și le-am zis, bă, frate, nu avem cum, adică, eu înțeleg bani, e ok. Am mai refuzat, la fel, uite, am campanii cu pariuri sportive, da? Bă, eu pun la pariuri de când mă știu, de când eram clasa 7-a, 8-a și nu o făceam ascunzându-mă de ei mei. Pur și simplu eram cu taică-mi, dă-mă și mie 3 lei să mă duc la agenție. Astra era pe vremuri, Astra, Sportbet, s-a dat faliment, s-au dus. Să o să-mi pun și eu un bilet. Și puneam, n-am sărit niciodată calul, n-am intrat în datorii, n-am, mi se pare fun, mi se pare că îți face meciul mai palpitant. Bineînțeles că în online au venit comentarii de genul, domne, cum poți să promovezi așa ceva? Sau, bă, nu de asta am făcut pariurile sportive, sunt o parte din distracția mea. Adică și-am făcut-o că mi s-a părut, bă, tare, da, e o chestie pe care o fac oricum. În schimb am primit ofertă pentru casino online, pentru rulete, pentru așa. Zic, bă, nu vreau. Pentru că acolo chiar eu nu cred în chestia aia. Adică nu cred că eu din fața unui telefon pot să bat ruleta aia. Și erau foarte mulți bani la mijloc. Am zis, bă, hai mă, mai bine las așa, că nu fac asta, adică nu fac. A, mă, chemai la casino să mă învârt pe ruletă? Da, da, abia așteptam să poacăre și ale. Dar nu. Deci îmi aleg în funcție de, adică să fie și reale, adică să mă creadă lumea că folosesc chestiile alea și, da, să mă simt confortabil cu ce am de făcut acolo, să nu fie... Deci pui cumva... Nu știu, compatibilitatea pe care o ai tu cu brand-ul, o pui pe primul loc și apoi... Da, și mai țin cont și de acum, țin cont de colaborările pe, de lungă durată pe care le-am avut cu diferite brand-uri. Pentru că, na, am avut, uite, Netflix-ul. Am avut niște momente super tari cu ei. M-au trimis la Londra și am făcut un interviu cu cum se numește, filmul cu Ryan Reynolds, cu erau ei cu mașini, cu Sixth Underground, ceva de gen, parcă așa îi spune. Mă rog, și cu unul dintre actori am făcut un interviu acolo și a fost super tare experiența aia. A fost foarte mișto. Adică ce vreau să spun este că dacă mâine aș primi o ofertă de la un alt, de la o altă platformă de filme, păi le-aș da un mail. Poate, bă, nu știu, Netflix-ului, să zic. Nu știu, poate... Da. Hei, ce faceți? Cum suntem? Putem să mai avem vreun proiect sau... Na, încerc să rămân fidel brandurilor. Ok, am înțeles. Acum, după cum ai spus și tu mai devreme și după cum știi deja, noi suntem studenți, da, și profităm de orice ocazie să învățăm chestii noi. Așa. De la oameni care au cumva o legătură cu domeniul ăsta. Așa că cu domeniul studenției. Cu domeniul comunicării, cu domeniul relațiilor publice. Așa. Așa că vrem să ne dai acum 3 tips and tricks care ar putea să ajute orice pasionat de comunicare. Să fiți constanți. La mine, cred că asta a funcționat întotdeauna, că am fost constant. Mai puțin în ultimul timp, acum mai sunt constant. În ceea ce faceți, indiferent ce ar fi. Să fiți foarte, să aveți foarte multă răbdare și foarte puțin nervi și draci. Pentru că veți întâlni o grămadă de oameni cu nasul pe sus, aroganți, arțăgoși, cu care până la urmă, oricum va trebui să lucrați. Și atunci să aveți foarte multă răbdare, să numărați de până la 10 dacă sunteți nervoși și vreți să dați un mail. Deci înainte să-l trimiteți, să numărați până la 10 și dacă sunteți foarte nervoși, să numărați până la 100. Și după aia, asta e o vorbă pe care s-o cineva mai deștept decât mine, dar am uitat cine. Președinte al Americii, parcă. Așa. Ce am zis? Să fiți constanți, să fiți foarte calmi. Și ce altceva? Să nu vă panicați, frate.
Asta e un lucru pe care eu l-am făcut întotdeauna. M-am panicat. Am pus mereu rău în față. Nimic nu este destul de grav pe lumea asta, în afară de sănătate și familie. Păi nimic, doar dacă moare cineva e grav. În rest, indiferent ce s-ar întâmpla, atât timp cât ești sănătos, o iei de la capăt. Poți să rămâi fără toți banii din lume, poți să n-ai bani de chirie, de orice, poate să te părăsească iubitul, poate să te părăsească soțul, poate soția, orice. Până la urmă îți găsești un echilibru. Nu, te panichezi. Ok, mulțumim pentru sfaturi. Asta e tot sau? Și am crezut că s-a trebuit. Avem și un joculeț. Acum, în final. Mai exact, două adevăruri și o minciună. Tu va trebui să ne spui două adevăruri și o minciună despre tine, dar care să nu... Și voi să ghiciți. Și noi va trebui să ghicim. Dar să nu... Două adevăruri și o minciună. Stai, să nu fie evident. Să scriu. Că... Ok, îți lăsăm câteva secunde. Ia să ne gândim la două adevăruri și o minciună. Că după aia mă încurc în ele. Uite, vezi, să scrieți. Când aveți idee, apropo de asta, o scrieți în momentul ăla. N-ai scris-o în momentul ăla, o uiți peste o oră, îți pare rău și o să o mai și vezi la altul. Trust me. Două adevăruri și o minciună. Deja suntem foarte bune la jocul ăsta, deci nu cred că ai cum să ne încurci. Nu știu să editez clipuri video. Sunt scafandru. Am restanță la întreținere. Deci, nu știi să editezi clipuri video. Da. Ești scafandru. Da. Și ai restanță la întreținere? Da. Nu știe să editeze, ca și spus că nu știe să editeze clipuri video. Nu cred că a zis că nu are. A zis că nici nu prea ar... Da, dar e scafandru. Restanța la întreținere e plauzibilă. E plauzibilă, da. Da. Eu zic cu scafandru. Că ar fi minciuna. Da. Am luat dacă e adevărul. Bine, hai scafandru. Poker face. Ziceți. Nu, hai, gata, mergem pe mâna ta. Care e mâna mea? Prima. Nu așa ai spus că... Uf, e ce mai greu de... Nu, aia cu scafandru. Să le dați și timp. Cu scafandru, hai. Ok, hai. Ziceți, deci? Nu ești scafandru. Aia e minciuna. Minciuna e că nu sunt scafandru. Da. Minciuna e că ești scafandru. Că sunt scafandru. Vă voi arăta certificatul meu de scafandru. Cred. E prima oară când pierd? Da. Am un certificat de scafandru. Nu de la profesionist. Scafandru. Ei, atunci nu se pune. Am un certificat de scafandru. Am făcut curs de scafandru, am diplomă de scafandru. Ok. Deci este adevărat. Mai departe. Păi celelalte sunt adevăruri. Așteptăm... Păi... Pentru că ați greșit. Este adevărat. Ah. Sunt scafandru, e adevărat. Deci mai rămân două, dintre care una e adevăr, una e minciună. Ok. Prima, da. Dar măcar poate nu pierdeți lamentabil și ghiciți... Măcar așa. Hai să vedem. Hai, zi, Andrei. Prima? Prima ce? Prima e minciună. Prima TV? Prima care este prima? Minciună, păi că nu știi, care... să, nu știi să editezi clipuri video. Nu știu să editezi clipuri video, e minciună? Sau am restanță la întreținere? Nu, ai restanță la întreținere, este adevărul. De unde știi tu chestia asta? Mă gândesc și eu că e plauzibil. Păi, știi că întreținerea nu e chiar așa scumpă. Și mai devreme... Poate ai... Geo a punctat ceva. Vezi. Asta cu întreținerea e minciună. Deci să-mi dați un răspuns final. Eu mă retrag din acest joc. Nu, păi n-ai cum, dar n-ai cum să te retragi. Hai. Cu întreținerea? Da. Ok, hai. Cu restanța la întreținere e minciună. Nu, este adevărat, am restanță la întreținere. Deci, am simțit că are restanță la întreținere. Da, mă, pentru am că... Am știut. Nu știu să editez clipul video, e minciună, pentru că am zis că nu mi le editez, da. Dar știu să editez și mi editez clipuri video foarte scurte care nu necesită foarte mult timp. Okay. Așa. Am restanță la întreținere, e adevărat că mi-apar acolo până nu primea 7 mail-uri, uit să plătesc. Deci... Dar ce voiam să vă arăt este că n-ați fost deloc sigure pe voi și că n-ați colaborat cum trebuie. Eu știam că are restanță la întreținere. Trebuia să fii mai tare pe poziție dacă bănuiai. De ce mai lăsa să te întorc? Spui că, băi, adică am venit,
v-am întors puțin, v-am zis că la a zis Geo ceva, gata, și m-am păi nu, că eu am mers pe intuiția ei, nu pe a ta. Am crezut-o pe ea. Vedeți? Oricum am pierdut. M-am pierdut. Deci sper că ești mândru de faptul că ne-ai făcut să pierdem. Da. Ok. Da. Dar totuși, îți mulțumim pentru episod. Mersi și eu. Ai acceptat invitația noastră. Și avem și un cadou pentru tine. Ia, ce cadou îmi dați? Care este aici. Așa, pentru că ne-ai făcut să pierdem. Da. Să vezi că noi tot drăguțe suntem. Foarte drăguțe. A, mi-ați dat și mie o cană, ce drăguț. Da, și da. O carte. A, și un păhărel. Întoarce-l. De unică folosință. Poți să-l întoarci, mai întoarce-l, mai întoarce-l, mai întoarce-l. A, sunt eu ăsta. Bă, da, oglinda mea de acasă parcă mă arată mai frumos, mă. Bă, ce înseamnă filtrele astea? Dar nu, dacă stai, poți dai aproape? Dă-i, te rog frumos, un zoom. Iată-mă adică pe mine. Adică, seamănă, unul la unul. La 7 dimineața, în tol sau nevărsi. Exact așa arăt. În fiecare dimineață. Exagerez, nu la 7 dimineața, începând de la 4 dimineața până la a doua zi și după aia. Exact așa arăt eu la festival. Bravo, mă bucur. Ați făcut rangă. Și despre destin cu Gabriel Liceanu și Andrei Pleșu. E un compliment că mi-ați dat să citesc ceva atât de elevat. Îl apreciez și o să, chiar o să încerc. Chiar o să încerc. O să mă uit acolo și vreau că... Mulțumesc, frate. Și mă ucură. Oh, deci mă doare o șală. Și noi îți mulțumim și... Mersi mult. Succes! Să vă meargă toate. Mulțumim, mulțumim. Pa! Pa! Mulțumim partenerilor noștri, Casa de Producție Allmates, care ne-a susținut în tot acest demers, și Craft Workforce Recruitment, care ne-a oferit locația aceasta drăguță. Mulțumim și sponsorilor noștri, Printwoo, Ana Are, Wolf Print, Aco Carpatica, House of Cookies, Human Coffee și Grandma Wise. Noi am fost Joe și Andreea și aici încheiem primul sezon al podcastului Prime O'Clock. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și rămâneți pe aproape pentru noi proiecte marca Prime România.